suntem amărâți, vai de capul nostru, dar ce să facem, unde să ne ducem? În fiecare dimineață, tanti Gheorghița își ia căruciorul și un sac imens și bate toate străzile târcoviștei. Caută pături pentru că este singura șansă de a aduna un bănuț și de a pune o pâine pe masă. Are 53 de ani și niciun venit. După 30 de ani de muncă la o întreprindere, a fost dat afară. La pensie nu are dreptul. Povestește că vrea să lucreze, dar patronii o refuză pe motiv că are peste 50 de ani. Bolnavă, a suferit o intervenție chirurgicală, ajunsă în fața unei comisii, i-au spus că mai poate munci 10 ani fără probleme. Unde să lucreze? Întreabă dezamăgită femeia. Am muncit 30 de ani, am muncit de pomană la După 30 de ani m-a dat afară de la serviciu, fără pensie, fără nimic. Am avut somaj un an de zile și apoi trăiesc din bidoanile astea. Nici soțul nu are niciun venit. Nimeni. Nici eu, nici soțul, nici bă. A căutat să găsească și n-a găsit de muncă pe nicăieri. Suntem amărâți, vai de capul nostru, dar ce să facem, unde să ne ducem? Acasă o așteaptă 5 copii, 10 nepoți și un soț care nu lucrează nici el, pentru că niciun patron nu l-a primit. Singura ei sursă de venit este din gunoaiele altora. Adună o zi întreg un sac imens de peturi pe care abia reușește să-l care singură, cu ajutorul unui cărucior. Ia 20 de lei pe bidoane și dă fugă la magazin să-și cumpere câțiva cartofi și o pâine. Acasă sunt multe guri de hrănit. Situația ei e impresionat pe mulți târgoviștani. Oamenii știu că în fiecare dimineață, tanti Gheorghița vine la poarta lor să adune peturi. O așteaptă cu sacii, cu bidoane, pe care ei le păstrează pentru ea. Mulți îi dau și o bucată de pâine. Trăim din bidoane ca să putem să o supraviețuim, să furăm, să spargem, nu putem. Ne-au dat afară. Iar vecinii de aici sunt înțelegători. Foarte cu minți. Știu că sunteți o femeie de omenii. De mâncare, la copii, mai și mie. Sticlă de apă. Și așa tanti Gheorghița reușește să mai supraviețuiască o zi. O perioadă a primit ajutor social. Acum nu e niciun leu de la stat, pentru că nu a avut de unde să plătească impozitul la casă. Cartofi, pâine, o sticlă de ulei, dacă mai apuc să iau. Cum arată o masă a dumneavoastră zilnic? Grea, foarte grea. Face o mâncare de cartofi. Din care mănâncă 5-5? 15 inși. 15 inși suntem la masă. Ce să facem? Asta e. Speranță la un viitor mai bun? Nu sau... credem. Dacă l-am avut până acum, nu credem să mai avem. Că ne-a distrus țara. Nu mai avem serviciuri pe nicăieri. Unde să ne ducem? Tanti Gheorghița își continuă drumul și lupta pentru supraviețuire. Nu mai speră însă că soarele va mai răsări pe strada ei și că va apuca vremuri mai bune.